Apa care se acumulează în mina de piatră Chișinău poate deveni o sursă alternativă de alimentare cu apă potabilă pentru locuitorii capitalei. Potrivit administrației întreprinderii, apa va fi pompată, tractată și direcționată în rețeaua Apă Canal Chișinău. În prezent, 60% din suprafața carierei este inundată, iar asta creează riscul de prăbușire a tavanului. Se preconizează de a fi instalate 3 stații de pompare, deci în 3 bazine de captare a apei. Stațiile de pompare a apei, în principiu, vor asigura coborârea nivelul apei în toată mina. Urmează, în primul rând, a efectua o evaluare a zonelor care sunt acum în proces de distrugere. În urma unui studiu de fezabilitate s-a constatat că apa din mină poate acoperi până la 7% din necesarul de consum al capitalei. Această apă brută care va fi extrasă din mină, cu ajutorul stațiilor de pompare, se fie pompată la stația de tratare Chișinău, la studenților. Acolo se treacă tot procesul tehnologic de tratare și dezinfecție, ca în oraș să fie apă de calitate potabilă. În plus, s-a estimat că mina poate deveni profitabilă doar din comercializarea apei. Înțelegem că astăzi noi putem pompa circa 5.000 de metri cubi zilnic. Dacă transformăm în bani, asta ar însemna peste 50.000 de lei pe zi, iar pe an asta vor fi circa 20 de milioane de lei. Costul proiectului este de aproape 15 milioane de lei, iar sursa de finanțare urmează să fie identificată.